O fetiță de 6 ani a căzut din cireș de la o înălțime de 6 metri. Din cauza multiplelor contuzii, medicii au hotărât să o transfere la Iași. Copiii trebuie supravegheați cu mare atenție de părinți, mai ales pentru că uneori se inspiră din aventurile unor personaje celebre din literatură sau din cinematografie atunci când se joacă, iar acțiunile lor pot fi periculoase. Sâmbătă, o fetiță în vârstă de 6 ani din localitatea Podoleni, județul Neamț, a căzut dintr-un cireș de la o înălțime de 6 metri. Medicii ajunși la fața locului au constatat că fetița era policontuzionată prin cădere de la înălțime și au decis să o transporte la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț. Din cauza stării sale delicate, cadrele medicale au cerut transferul fetei la Iași. În perioada vacanței, părinții sunt sfătuiți să își supravegheze foarte atent copiii atunci când se joacă. De asemenea, micuții trebuie să fie sfătuiți pe unde să traverseze regulamentar și pe ce porțiuni de drum să iasă cu bicicletele. Alte avertizări sunt legate de nevoia copiilor de a se scălda fără a conștientiza pericolul de înec.